Binecuvântăm, salutăm pe toată lumea. Este 15 august 2023. Ne aflăm în parohia Sfântul Gheorghe, în parcul Sfânta Maria. Ne ajută Bunul Dumnezeu că în acest parc să așezăm o Sfântă Troiță închinată Mântuitorul Hristos, iar astăzi, fiind 15 august, parcul și toată lucrarea de aici o închinăm Maicii Domnului. Aș vrea să aduc mulțumiri în primul rând domnului primar Marius Pintilie, domnului viceprimar Cristian Rățoi, domnul Mihai Dediu și tuturor celor care s-au ostenit aici în frunte cu domnul Ștefan Popa. Într-adevăr a fost o muncă, zicem noi, frumoasă, istovitoare, dar în care, iată, a mai apărut o pată de lumină, de culoare și de aer în municipiul Pașcani. Ne-am dorit de mult acest lucru, slavă Lui Dumnezeu că am reușit. Spuneam că închinăm Maicii Domnului. Poporul român are mare evlavie pentru Maica Domnului. România e numită Grădina Maicii Domnului. În România sunt cele mai multe icoane făcătoare de minuni după Sfântul Munte, iar cei care merg de la neamț până la Ruhia pot confirma lucrul acesta. Aduc de asemenea mulțumiri tuturor celor care au fost aproape de noi în săvârșirea acestei lucrări foarte frumoase și, desigur, considerăm un dar al Maicii Domnului, deși noi am zis că noi îl dăruim Maicii Domnului. Fie ca Bunul Dumnezeu să ne ajute ca în acest parc să avem odihnă, să avem relaxare, să ne bucurăm de el. O să amintesc tuturor tinerilor că dincolo de întâlnirile care sunt și sunt normale și firești, că aici este un parc străjuit de o Sfântă Troiță. Să avem respectul cuvenit. Au încercat cei de la primărie să pună tot ce trebuie aici, de la bancă, floare, coș de gunoi, de la rulouri de iarbă, gazon și tot ceea ce vedeți dumneavoastră aici. Asta înseamnă că trebuie să prețuim munca domniilor lor, iar noi să ne bucurăm în mod civilizat de tot ceea ce s-a făcut aici. Binecuvântăm prezența tuturor celor care au venit la această slujbă de sfințire și rugăm pe Maica Domnului să vă dea sănătate, bucurie și pace. Doamne ajută! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, îngădește de cel viclean. Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Doamne,
Domnul este, 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 Domnul este. Veniți să ne închinăm Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să credem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să credem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeu nostru. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o adevărul Tău, auzi-mă într-o dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare. Făcutu-mă să locuiesc în întunerica morții cei din veacă. Mâhnite Duhul în mine și inima mea întremenită în lăuntrul meu. Adus-mi aminte de zilele cele de demult. Cugetat am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Dins am către Tine mâinile mele, sufletul meu însetat de Tine ca un pământ fără de apă. De grabă auzi-mă, Doamne, că a slăbit Duhul meu. Nu-ți întoarce fața Ta de la mine ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața mila Ta, că la Tine vine dejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun, să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Pentru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu, focul de tate, destrăvește de vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce nicăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, 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 slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, 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 slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeu nostru, slavă Ție! Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, biruință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic căruiește. Cei cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Cel ce Te-ai înălțat pe cruce de bună voie, dăruiește îndurările Tale poporului Tău. Celui nou numit cu numele Tău, Hristoase Dumnezeule, veselește cu puterea Ta pe poporul nostru, dăruindu-Lui biruința asupra potrivnicilor, dând ajutorul Tău armă de pace și nebiruită. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Crucea cea făcătoare de viață a bunătății Tale, pe care ai dăruit-o nouă nevrednicilor, Doamne, Ție o aducem cu rugăciune. Mântuiește pe poporul Tău cel credincios pentru născătoarea de Dumnezeu, care se roagă Ție pentru noi, unule, iubitorule de oameni. Primite harul Tău, Dătătorule de viață, și sfințește crucea aceasta și arată-o pe ea la tot poporul, să-i fie ajutor și întărire. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne Dumnezeule slavei, Părinte a Toținitorule, Dumnezeule Savaot, care prin pomul vieții cel din mijlocul raiului i-a închipuit mai înainte crucea cea de viață făcătoare, a unui a născut Fiului Tău și în locul pomului neascultării, prin gustarea din care șarpele cel atot viclean pe strămoșii noștri și cu dânsii tot neamul omenesc i-a izgonit din rai, și la moarte i-ai adus, ai dăruit nouă semnul crucii purtătoare de viață.
pe care iubitul tău fiu pironit fiind a murit și cu moartea pe moartea omorât, și toată puterea diavolului a stărâmat și viața lumii a dăruit, iar bisericii sale a rămân nebiruită sfințire și acoperământare și credinței întărire și izbăvire de toate cursele diavolești și nădejde tare de mântuire și nerușinată spre câștigarea vieții. Pentru aceea noi, robii tăi, în dar îmbrănicindu-ne de atâta mila ta, mulțumitor fiind, slavă și mulțumire și smerită închinare aducem slavei tale și cu milință ne rugăm să cauți cu milostivire spre acest semn al crucii, pe care credincioșii robii tăi din osârdie și din credința cea tare și din dragostea către tine au făcut-o spre însemnarea biruinței Fiului tău, a Domnului nostru Iisus Hristos și a liberării și a mântuirii noastre și trimite peste noi binecuvântarea ta cea cerească. Binecuvintează-o și o sfințește pe ea și umple de puterea și binecuvântarea lemnului aceluia pe care a fost pironit preasfântul trup al Domnului nostru Iisus Hristos, unul născut Fiul tău prin care puterea diavolului s-a călcat și noi pământenii, eliberarea am dobândit și vieții ne-am îmbrănicit. Așa te rugăm pe tine, preasfinte stăpâne, pentru sfintele pătimiri și pentru vărsarea Sfântului Sânge și moartea cea făcătoare de viață a unui a născut Fiului tău, Domnul nostru Iisus Hristos, pe care cu sfatul tău al lui Dumnezeu Tatăl, cel fără de început, și al preasfântului tău Duh de voie pentru mântuirea noastră, pe lemnul crucii le-a suferit și prin acelea lemnul crucii, care erau oarecât spre pierzarea făcătorilor de rău și celor ce greșeau, l-a arătat a fi binecuvântat, sfânt, de viață dătător și izbăvitor celor ce greșesc, pe care și cu rugăciune ție îl aducem. Trimite acum harul preasfântului tău Duh peste acest semn al crucii și îl binecuvintează, îl sfințește și dă-i lui ca să fie semn înfricoșător și tare asupra tuturor vrăjmașilor văzuți și nevăzuți, spre izgonirea și înfrângerea tuturor curselor, ispitelor și asupririlor diavolești, iar poporului tău să fie acoperământ puternic, credinței întărire, nădejde sprijinire la războaie, biruință și sporire în toate faptele cele bune și toate cele tuturor celor ce se vor închina ție înaintea semnului acestuia și rugăciuni vor aduce, să le fii milostiv ascultător și îndurat împlinitor al tuturor cererilor celor către mântuire. Și precum prin cruce lumea eliberată de osânda păcatului, așa și pe robii tăi, care cu credință din suflet aduc ție acest semn al crucii, cu puterea crucii iubitului tău fiu, pururea biruitori asupra păcatului, arată-i a fi și le dăruiește lor toate bunătățile tale cele pământești și cerești, și prin cruce totdeauna spre bine pe toți credincioșii povățuind, du-i la primirea cununilor cerești, că tu ești izvorul sfințirii și dătător bogat de toate bunătățile, și ție slavă înălțăm, împreună și unul cu Fiului tău și preasfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Se sfințește semnul acestei sfinte cruci cu harul preasfântului Duh, prin stropire cu această apă sfințită, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Se sfințește semnul Sfintei Cruci, prin stropire cu această apă sfințită, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Se sfințește și se binecuvintează această Sfântă Cruce cu harul Sfântului Duh, prin stropire cu Sfânta Gheazmă Mare, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Mântuiește, Doamne!
Doamne, poporul Tău și binecuvântează moștenirea Ta. Biruință binecredincioșilor creștini asupra cerului potrivnică nuiește și cu cea Ta păzește pe poporul Tău cu cita. Sfântă învierea Ta, o lăudăm și o slăvim. Crucii Tale ne închinăm, Stăpâne, și sfântă învierea Ta, o lăudăm și o slăvim. Pe noi Dumnezeu, de pe mare mila Ta, ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetare, lăsare și iertare păcatelor. Rogilor lui Dumnezeu, ctitor acestei sfinte cruce pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Pe milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu, și ție slavă, ținuțăm Tatălui, Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Duhurile dreptilor celor ce s-au săvârșit, odihnește Mântuitorule sufletele adormiților robilor Tăi, păzindu-le pe dânsele viața cea fericită, care este la Tine, iubitorule de oameni. Odihna Ta, Doamne, unde toți sfinții și drepții se odihnesc, odihnește, Doamne, și sufletele adormiților robilor Tăi, că însuți ești iubitor de oameni. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Tu ești Dumnezeu care te în iad și ai dezlegat durerile celor ferecați. Însuți, Doamne, sufletele adormiților robilor Tăi le odihnește. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Una curată și prea nevinovată Fecioare, care ai născut pe Dumnezeu mai presus de fire, pe acela roagă-L să odihnească și să mântuiască sufletele adormiților robilor Să. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, ne rugăm Ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru odihna și iertarea păcatelor adormiților robilor Dumnezeu, eroi neamului căzuți, pentru libertatea și demnitatea poporului român, apărarea dreptei credinței, întregirea neamului și a hotarilor țării, de aici și pretutindenea, știuți și neștiuți, și pentru ca să li se ierete toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Ca Domnul Dumnezeu să așeze sufletele lor unde drepții se odihnesc, mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor, iertarea păcatelor lor, de la Hristos, împăratul în cel fără de moarte,
și Dumnezeul nostru să cerem. Doamne, Doamne, miluie, miluiește! Dumnezeul duhurilor și a tot trupului care ai călcat moartea și pe diavol ai surpat, și ai dorit viață lumii tale însuți, Doamne, odihnește sufletele adormiților robilor Tăi, eroi români, jertfiți pe toate câmpurile de luptă, în lagări, în închisori, pentru apărarea țării și a credinței noastre să mușești pentru libertatea și demnitatea noastră. Și așează pe dânsii în loc luminat, în locul verdeaț, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul, și orice greșeală au săvârșit ei cu cuvântul, cu fapta, cu gândul, ca un Dumnezeu bun și viitor de oameni, iartă-i, Dumnezeu să iert. Că nu este om care să fie viu să nu greșească, numai Tu singur ești fără de păcat. Dreptatea Ta este dreptate în veac și cuvântul Tău este adevărul. Că Tu ești învierea și viața și odihna adormiților robilor Tăi, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și Celui fără de început al Tău, Părinte, și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Slavă Ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă Ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Preacucernice Părinte, binecuvintează! Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate, Maicii sale, cărea dormire prăzui masă, cu rugăciunile Sfinților Măriților și întru tot lăudaților apostoli, cu puterea cinstite și de viață făcătoare cruci, cu rugăciunile Sfinților Dreptilor, Dumnezeiești, Părinții, Ioachim și Ana și pentru tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi ca un bun și viitor de oameni. Cu fericită adormire veșnică, odihnă pe Doamne, sufletelor adormiților robilor Tăi, eroi ai neamului nostru românesc, și lefăilor, Doamne, veșnică pomenire! Veșnică pomenire! Veșnică pomenire! Veșnică toți pomenire! Și lefăilor, Doamne, veșnică pomenire! Veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lor pomenire. Pomenirea lor din neam în neam și lefălor veșnică pomenire, veșnică pomenire. Veșnică pomenire, veșnică lor pomenire. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și mântuiește pe noi. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin, preacucenici părinți, domnule primar, domnule viceprimar, mesești consilieri locali, nevăditori creștini, în zi de praznic, în zi de sărbătoare mare pentru Biserica noastră ortodoxă, zi în care prăzuim adormirea Maicii Domnului, toate ne-am adunat pentru a sfinți, pentru a binecuvânta lucrările ce s-au săvârșit aici, în acest loc unde de demult era o troiță închinată tuturor eroilor români. Numim eroi pe toți cei care și-au jertfit viața lor și în rugăciunile pe care le facem spune și pentru ce? Pentru
apărarea patriei, apărarea țării, pentru că, în general, soldații noștri n-au fost, sau românii, n-au fost cotropitori, ei și-au apărat țara, și-au apărat dreptul, și-au apărat pământul, cu prețul vieții lor, au apărat credința, credința noastră numită strămoșească. Și dator suntem să le aducem recunoștință acestora, pentru că dacă ne uităm în istorie, alte țări, pentru perioade lungi de timp, și-au pierdut libertatea. Noi aducem mulțumire lui Dumnezeu că am avut conducători buni, drepți, sfinți, cu frică de Dumnezeu. Și ne dorim ca lucrul acesta să fie și în continuare, să conducătorii noștri să-și iubească țara, supușii, oamenii, credința, libertatea, să ia hotărâri cât mai bune pentru noi, creștini ortodoxi și creștini. Și totodată eroii, deci, pentru apărarea țării, a credinței, a libertății și a demnității noastre. Felicităm pe cei ce au avut inițiativa aceasta, pentru că din când în când dator suntem să continuăm munca începută de strămoșii noștri, de străbunii noștri. De aceea, periodic, mai renovăm și câte o biserică, o resfințim, iată, și câte o troiță, pentru că ei le-au făcut, măcar zicem noi să le păstrăm, să le reparăm. Și felicităm pe cei care au avut această inițiativă și pe cei care s-au ostenit, pe toți cei care au aprobat, care și-au adus aici munca lor și jertfa lor, și a ieșit aici un lucru foarte frumos, și troița aceasta rămâne ca un semn. În primul rând, ne aducem aminte de eroi, nu? Pentru că spunem că este închinată eroilor țării noastre, dar totodată și un semn de mărturisire a credinței. Noi ne închinăm cu semnul Sfintei Cruci, oricând cerem ajutorul lui Dumnezeu, când îi mulțumim lui Dumnezeu, și să nu uităm să fim mai mulțumitori lui Dumnezeu pentru toate câte ne dă. Tată, când trece prin această zi, să fie ca un semn văzut al faptului că suntem creștini ortodoxi. Dau cuvântul și Părintelui Dumitru, tot la fel de spus. Da, domnule primar, domnule viceprimar, stimați consilier local, acești părinți de protopop, acești părinții discredincioși și credincioase, un vis împlinit în parohia Sfântului Gheorghe. Știți că aici a fost un monument și a fost un parc numit Parcul Sfânta Maria, dar iată, consultându-mă cu cei de la primărie, cu Consiliul Local, a ieșit această lucrare superbă, frumoasă. Aparent are ceva pe acolo. În realitate, 2-3 luni de zile s-a muncit aici. Este o investiție și vreau să mulțumesc celor din Consiliul Local care și-au dat ok-ul pentru această lucrare. Și la umbra crucii, când e vorba de Hristos și lucrarea Duhului Sfânt în biserică, sigur că nimeni nu a spus nu. Vă mulțumesc, domnul primar, domnul viceprimar, îngăduiți-mi să amintesc un nume drag mie, domnului Mihai Dedeu, cel care a adus crucea tocmai de la Părintele Arsenie Voca și care are o contribuție importantă, alături, sigur, familia Maftei și toți ceilalți care ați contribuit. Cum pot eu să-l uit aici pe Ștefan Popa, era să zic Popasa, cum știți, așa, cel care zi de zi a fost aici în companie cu muncitori profesioniști, serioși și care au lucrat foarte frumos în acest loc. Vă mulțumim pentru gestul dumneavoastră. Aș face o mențiune. Acest loc parcă este al comunității. Nu este că în fața casei preotului Cristian. E al dumneavoastră. Loc de rugăciune la umbra crucii, așa cum de frumos cântați. Loc de recreere pentru tineri și pentru cei în vârstă. Și cum spunea și Părintele Protopop, ne dorim aici să avem o stare emoțională duhovnicească specială. Aici nu putem să bem,
Aici nu putem să spunem glume proaste, că e parcă închinat Maicii Domnului și de asta am vrut chiar astăzi să fie sfințit. Mulțumesc, Părinte Protopop, mulțumesc părinților și rugăminte, nimeni, dar absolut nimeni nu pleacă de aici până ce nu trece pe acolo, pe la bucătărie. Avem tot ce vă trebuie, da? Aveți ce ne trebuie, da? Avem mic, avem gratar, aveți sarmale, aveți o plăcintuță. Mulțumesc tuturor celor care ne-ați fost aproape și vă doresc poftă bună și mii de mulțumiri. Toate acestea în afara parcului se vor desfășura. Domnule primar, vă rugăm. Doamnelor și domnilor, bună ziua, vă spun și eu tuturor. Am început de anul trecut cu amenajarea troiței de la Luncă. În acest an am terminat aici troița la Părintele Cristo în fața casei. Urmează la anul, bineînțeles, să ne sfătuim cu dumneavoastră și să mai atingem un obiectiv. În amenajarea acestor monumente închinate eroilor, cred că este de datoria noastră să le facem să arate bine, să arate în așa fel încât în momentul în care cel puțin noi oficialitățile de două ori pe an, când ajungem să aducem omagiu eroilor noștri, să le găsim în stare bună și frumoasă. Mulțumesc tuturor celor care s-au străduit, domnului viceprimar, domnilor de la gospodăria comunală, tuturor celor de la spații vers, care s-au străduit, cum am putut noi, chiar dacă a durat mai mult, să facem acest loc să arate bine. Îmi doresc să se păstreze. Vă spun sincer, asta este rugămintea mea, dacă se poate, poate cu ajutorul dumneavoastră, să facem în așa fel încât acest loc să fie frumos și munca care s-a dat aici să nu fie în zadar. Doamne ajută! Mulțumim, domnul primar. Vă rugăm, vă apropiați. Am intenționat, am așezat în afara... Da.